începând cu săptămâna viitoare, noi vom audia la fiecare ședință a Guvernului câte un minister. Ceea ce înseamnă că fiecare ministru își va prezenta darea de seamă în fața Cabinetului de Ministri la capitolul implementarea prevederilor programului de activitate a Guvernului. Ori pe fiecare componentă, pe fiecare domeniu și în sarcina fiecărui ministru stau obiective foarte clare, inclusiv și privite prin perspectiva timpului. Haideți să nu privim lucrurile chiar atât de direct. Ar putea să fie demisie, în primul rând ar trebui să avem în vedere o realitate și capacitatea instituției, nu obligatorie a ministrului, a unei instituții de a administra eficient domeniul, așa cum prevede programul de activitate și legea. Și vreau să vă spun că discuțiile vor fi deschise, sincere. Eu nu am de gând să tolerez anumite deficiențe în activitatea anumitor instituții. Am tot tolerat până în prezent ca să ies eu, să tot dau răspuns vis-a-vis de monopoluri, vis-a-vis de ce se întâmplă într-un domeniu sau altul. Ori eu mi-asum responsabilitate de actul de guvernare pe ansamblu. Dar să nu uităm că avem miniștri și responsabili direct pe domenii concrete, care reprezintă interes sporit din partea societății și mai mult ca atât, care urmează să acopere așteptările cetățenilor. Nu, obiecțiile sunt cele care sunt enunțate inclusiv și de către dumneavoastră, zi de zi, pe domeniile care vizează viața noastră, iară de zi cu zi. Ce sunt de prețuri, ce sunt de calitatea serviciilor care sunt prestate de instituții care până la urmă sunt în reglementare de către ministere, agenții și așa mai departe. Și un șir de multe alte domenii care, haideți să recunoaștem, dincolo de performanță avem și neajunsuri. Nu cred că asta este foarte important. Vom lua o decizie, posibil cu un minister care va fi pregătit să-și prezinte darea de seamă. Nu va fi ceva foarte obligatoriu.